Hai, Melisa, mă răpid! Nu mai vreau nici în challenge! Ia-ți-ne apă! Astăzi, în vlog, vă vom arăta cum patru erichini, uite și acum sunt cu piele de găină, au atacat-o pe mami și pe Melisa în ocean. Nu erau departe de mal, la vreo 30-40 de metri distanță și eu credeam la început că sunt niște pisici de mare, dar nu a fost asta. Mami chiar a reușit să filmeze cu o cameră GoPro, a băgat-o în apă, am muțit și am lăsat toate activitățile acvatice și subacvatice din ocean. Stăm acum pe uscat. Mami și Melisa apar un pic mai târziu. Ele sunt șocate, sunt stresate și abia își revin din această experiență inedită, interesantă și, cea mai important, foarte periculoasă. Melisa, nu facem valuri! Nu cumva să ne ia rechinii! Rechinii erau 4 sau chiar 5, se roteau așa în jurul lor în ocean. Și Melisa, în loc să se protejeze pe ea, țipa în gura mare: tati, ieși din apă. Pentru că ele erau într-un canoe, iar eu eram așa, în apă, pe bălăcean. Haideți să vă povestim cum a fost cu rechinii. Au scăpat, așa să zic, dar mai departe vedeți în acest video, în acest vlog. Ce faci acolo, Mihaela? Este să nu te dăbuim. Ce? Să fiu sincer, am și un pic de emoții. Unde ne vor duce astăzi? Mihaela și cu Ionuț. Băieții, oare reușesc după noi? Da, și unde am ajuns noi? Ne-a condus aici, la un restaurant. Și noi. Ce coafură avem noi! Ce vrei să mănânci? Orice, da? Tati, ce ți-ai luat acolo în hârtie? Este o șmecherie pentru cei mici să credă că este ceva ciocolată, dar de fapt este granola. Sunt cereale. Ia să vedem. Ia și un ciocolată. E delicios? Delicios. Cum este? Asta e la final. Gogoșul. De unde ai văzut tu gogoș? A văzut la Melisa, dar nu le-a văzut pe celălalt. Uite acolo. Iată, ăsta nu știu ce e. La coajă parcă e ghindă, alună. În interior este jeleu și parcă are aici un sâmbure. Da. Uite cioara. Oi, la gust cum e? Gustau ce? Parcă e mango. Ce n-am mâncat Ionuț, mănâncă cioara. Dar uite că îi place dulcele. Și pachetele de zahăr erau jos, rupte de aceste ciori. Și uite că farfuria cu legume e plină, dar ea anume la dulce s-a atras. Deci, în concluzie, dacă vrem ca la masa noastră să nu vină ciori, mergem să mâncăm la un restaurant vegan. Nu înțeleg nimic. Unde ne duc pe noi fetele? Noi trebuie să le ajungem de urmă, că nu reușim să le ajungem. Iată, la aceasta, tati, nu s-a gândit. Hello! Hello! Mice, voi știți măcar ce vor să facă ele? E ceva scump sau nu prea? Îmi va arde tare buzunarul. Uite, că deja am și emoții. Vom vedea. Abia aștept. Și imediat începe o surpriză. Wow. Și trebuie să te ștergi pe față cu asta. Probabil. Așa? Da. E atât de răcuroasă. Wow. Cineva a sunat la noi în vilă și a zis că da, vă așteptăm la ora 2. Unde așteptăm la ora 2? Pe cine așteptăm la ora 2? Să vedem. Este ghimbir și răcuros, rece. Și eu vreau să gust.
foarte gustos, parcă este ceai din ăla rece. Mirce, așa facem surpriză pentru fete. Surpriză fetelor? Stai că mă gândesc eu la o idee. Wow! Asta nu se vede de la intrare. Zici că ești într-o poveste. Mamă, ce frumos este! Oare ce ne așteaptă? Ne schimbăm, punem aceste prosoape pe noi și dacă dorim la baie, plecăm acum. Eu la baie nu vreau, deci plecăm direct. Uite, aceasta noi ne-am dorit. Oh, ce priviliște! Wow. Hello! Hello. Oh. Vai, cât de frumos este aici! Oare ce-o fi? Să intrăm în interior. Mamă, ce e aici? Păi să uite câte petale de flori într-o singură facurie. Ce sunt? Tati, ce zici? Vrei și tu? Tati, numai ce, ne-a șters picioarele cu un prosop foarte răcros. Ceva probabil că acolo era sau mentă sau ghimbir din ala care am băut. Masaj? Mă duc la intrare să văd cât costă. Oare e scumpă această surpriză? Iată așa masaj, încă niciodată nu am avut. Aș sta aici toată ziua. Vreau și acasă să avem așa masaj. Melissa, luăm fetele cu noi acasă. Foarte fain. Ia să văd măcar care sunt prețurile la masajul ăsta. Așa, soliterapie. Dar prețul unde-i? Abia a început masajul de la tâlp, dar simt că tot corpul se furnică. Wow. Mi-au pocnit toate oasele de la degetele de la picioare. O oră și 15 minute, 300 de dolari cuplu. Am discutat, putem să venim la câteva ore de lecții și ne învață să facem masaj. Eu zic să învăț tehnica asta. E foarte specială. Deci, nota 10 plus. Dacă reușiți vreodată să ajungeți pe insulele Maldive, nu ezitați să vă faceți măcar o dată în tot sejurul vostru un masaj. Este fenomenal. Melissa, tu ce zici? Mi-au pus ceva, niște perluțe pe ochi și e foarte răcoros, știi, afară e cald, dar aici la ochi simt așa o răcoare și miros de mentă. Mie îmi place! Masaj la cap atâta timp, încă niciodată n-am avut. Mulțumim băieților și eu mai vreau să plec. Doamne, Melissa, mulțumim challenge-ului, că am câștigat challenge-ul. Wow! Cât de fain a fost! Deci, unde sunt băieții? Și fetelor, cât trebuie să achit? Stai, tati, fără griji! E gratis! E inclus în preț! Oh, mame, tu să știi ce... ce trălău mi-ai luat de pe inimă! Oh. Eu vreau un langăr! Uite, satul arde, dar baba se piaptănă! E bine? Așa? Da, știu că vrei, Mica. Doar că să ai un pic răbdare. Tati, vezi, nu da prea tare, să nu mai avem încă două surprize. Eu mă așez aici să fie mai bine. Hei, a venit autocarul, mergem! Mihaela, unde mergem mai departe acum? Pe ce? La Bălăceală? Eu am înțeles la Bălăceală. Haideți la Bălăceală. Deghide ușa. Surpriza mi-a plăcut foarte mult. Dar ia uitați-vă la oră. Deja trebuie să ne băgăm la somn. Nu, vreau să mă echipăm în piscină. Mami, nu putem refuza. Eu deja sunt echipat. Hai mai bine în piscină să le executăm până la final dorințele lor. Hai pe piscină. Uf,
Ой, în piscină! Hai că vii! Bravo, mami! Ia să prindem pește. Păi ca să-i prindem, trebuie să ne scufundăm. Andrei, apă! Pentru început, Ionuț, eu îți recomand să-ți testezi abilitățile tale pe apă. Inițial să luăm vestele ca să fim în siguranță. Ce e cu papa? Mami, haide! Mircea, drum bun! Stați! Unde vă sporniți singuri? În capriș, mami! Nu știu! Hai cum să neacă barca! Stai! Nu știu dacă e ok așa. Hai să încercăm. Și? Eu zic, Ionuț, vii mai încoace. Mai încoace. Și Mica, lângă Ionuț? Ionuț. Da. E o provocare mare. Hai! Hai, mami, cu spatele! Așa! Hai că astea sunt valuri! Și voi cu ideile voastre mergem în apă să ne plăcim, să căutăm pești! Le-am îndeplinit dorința a lui Ionuț și a Mihaierii. N-avem ce face. Deci să înceapă aventura noastră în apă, în ocean. Hai să notăm, Mihaiela. Au, au. Hei, băieți, mai atent. Asta voi vă sliți încet. Miha, dă-i tot ce poți. Ionuț, dacă vrei să găsiți pești, atunci să mergeți mai departe. Eu notăm mai departe. Atunci să notăm mai departe. Matei, acum este rândul tău să vâslești. Hai! Trebuie să ajungem cu siguranță la mal. Matei, hai, căpitanule! Dă-i tot ce poți! Nu, dă-i! Mergem mai departe! Cum să ne bronzăm aici? Eu zic să mergem pe șezlong, pe nisip! Bună idee, Ionuț! Să stăm cât mai mult pe mare. Matei, ai grijă că ne ciocnim de celălalt vas. Ce faceți? Încotro. Ne notăm spre voi să căutăm rechinii. Dar ce ziceți să facem o întrecere? Un caiac cu două locuri versus un caiac cu un loc versus o placă. Atunci hai să luăm și o placă. Mie mi-a plăcut foarte mult pe placă și mai vreau o dată să vedem. Oare eu voi câștiga challenge-ul? Atunci noi am pornit mai departe, dar că voi ați cam rămas în spate. Mami s-a culcat. Mircea, dar eu nu văd aici nimic, nici o coadă de rechin. Păi, Matei, n-ar fi nici de dorit. Eu vreau altă bacă, nu vreau aceasta. Cum? Abia de-am venit, abia de-am urcat și deja vreți altă barcă. E nu-ți bună idee. Și poate să ne cumpărăm la fiecare câte o bărcuță. Venim aici la male, ne distrăm. Hai, Ionuț, că venim! Tati, dar tu vâslești corect, nu trebuie să fii în picioare. Mami, am spus dacă vreau și nu pot, așa se fac. Voi faceți întregere, dar Mihaiela cu Ionuț vor să se bălăcească. Da, vreau o apă. Nu ajung! N-am reușit. Suntem ultime. La mine unul deja a dormit. Haide! Haide! Hai! Ia să vedeți cum la noi se fac valurile. Challenge-ul vostru, voi dormiți, dați comandă și noi descurcați-vă dacă puteți. Stai că ne duce la mal! Mircea, nu mai vă că ne scufundăm! Haide! Hai!
frate! Yeah! Am Elisa, cât timp trecem! M-a băgat în portbagaj! Noi ne-am așteptat, Mari! Nu știu! Noi ne-am dus! Pa! Cine ajunge primul? Mami, la pod, mami! La pod! Hai să mergem doar la pod, dacă ați spus la pod! Așa, stai că ne duce la mal! Hai băieți, ajungeți-ne, dacă puteți! Mica, vezi să nu vină orechin! Mihaela nici nu o să știe că am câștigat challenge-ul, pentru că doarme! Da, vamos! Lasă că... Nu! Răstorn? Nu trebuie să ne răstorn! Păcate, doamne, Mihaela! Și să-i întorc la vâs, nu cu barca mea! Stați! Și ce? Mami! Ionuțu! Hai să ne întoarcem! Dacă fac așa? Ha, nu! Dacă fac așa? Nu! Nu ne stropi! Acum hai să ne punem el acolo! Da unde e Matei? Da, vă duc de loc! Ne-ai încărcat Melissa! La întrecere! Iată, Mihaela în loc să doarmă în cărucior a dormit în barcă! Doamne, nu mă lovi! Nu te lovi, taci! Stai, 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 nu, 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 nu! Hai să vedem ce e primul! Melissa, nu! Ha, 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 ha! Da, Ionuțu, noi! Melissa, ține-te! Ce? Încă puțin? Nu e voie! Gata, ne întoarcem! Am ajuns! Ce numai eu am pierdut! Acum să vedem cine ajunge, ce mai revii, mami, acolo! Hai! Stai cu spatele! Dar Ionuț încă nu doarme! Înseamnă că challenge-ul nu se va opri aici! Unde e Ionuț? Ionuț, unde ai fost? Ce ai făcut? Am curățat scoici. Ce ai găsit? Crab. E fiu? Da. Nu te temi de el? Nu. Bravo. Hai să-l punem pe mânuță. Iată așa. Copiii ne-au oprit ca să bem un ceai pe malul oceanului. Da, Mihaela? Ionuț cu Mihaela ne-au oprit chiar aici să mâncăm. Și suntem înconjurați de crabi. Ionuț, din ce cauză ne-ai dus pe noi toți aici? Aici sunt mulți crabi. Nu! E prietenul tău? De cei care au măcar un mic gând de a-l obișnui pe Ionuț, gândiți-vă mai întâi ce prieteni are el. Stai, Matei! A zis că un băiat va veni și ne va explica cum se mănâncă. Wow! Wow! Deci fiecare și ia câte o farfurie dintre astea. Mihaela nu-și rupe ochii de la ocean. De ce ești nechemat aici, tate? Da, la ocean. Vrei să privești la ocean tot timpul? Am înțeles. Matei, mi-au zis că este cel mai puțin picant o mâncare de aici. Mie îmi pare picant. Dar e foarte gustoasă. Și lumina s-a aprins. Putem sta liniștiți, fără să ne aducem și noi becuri de acasă. Vai, ce poftă de mâncare! Eu m-am răzgândit. Lăsăm placa într-o parte. Hai să încercăm.
un alt mijloc de transport pe apă. Uite, cu această bărcuță, canoe, caiac, ca nu știu cum. Eu totuși vreau să încerc cu Melisa de această dată. Placa părea floare la ureche pe lângă asta. Hai, Melisa, să încercăm. Wow, ce de grea! Uite, cum fie rătoară, cât de ușor! Mami, dar hai te rog mai rapid! Eu am de făcut niște activități! Ce fel de activități, Melisa? Noi avem de îndeplinit challenge-uri! Așa, eu pornesc camera. Dacă cumva ne scufundăm, veți fi alături de noi! Așa! Bravo! Deja ți-o să vă Melisa, e invers, Melisa! Ce e acolo? Rechin! Ce e acolo? Rechin! Iată ce a văzut Matei! Nu sunt delfini, ăștia sunt rechin! Și noi suntem aproape, foarte aproape de ei! Mi-e frică! Ia! Te văd? Te văd! Tati, ieși din apă, tati! Lângă mami și Melisa a apărut o vietate. Nu știu ceea ce e. Un rechin? Treacă din apă! Se bălăcește! Nu! Gata! E-ai speriat, Melisa! Glumă e glumă, dar e rechin. Hai, Melisa, mai rapid! Nu mai vreau nici în challenge! M-a speriat de rechin! Melisa, nu facem valuri! Nu cumva să ne ia rechinii! Iată și rechinul! Eu în apă mai mult nu intru! Uite aici! E cel mai bine! Vin și prietele! Hai că venim cu viteza vântului! Ne-am învățat și să plutim și să înnoțăm! Dar rechin era sau? Erau mai mulți! Erau mai mulți, am reușit să filmez! Îți imaginez, am băgat mâna sub apă! Multe minte îți mai trebuie! Mami, dar dacă-ți lua camera? Și nu puteam fără filmare! Și fără mână! Mami, asta te rog să-mi promiți că e ultima dată! Eu camera abia am procurat-o! Auzi? Și cel mai important, că prima vor vedea abonații ce era sub apă și după ce noi. For today is enough. A șters Putina. Ar luat? Ca Iacu știuliu. A putea fi tătătăre cu camera mea, mami. Trebuie patru oameni. Eu zic mai bine să mergem la piscină. Acolo cu siguranță nu intră. Nici urechim. Și nici o pisică și nici... Îi pun eu. Dacă vreți să vă aventurați, veniți aici. Găsiți de toate. Noi găsim pe plajă, așa frumos. La început am văzut un rechin care era la suprafață și intra în apă. Eu nu am crezut. Melisa a zis că sunt rechini. Mie mi s-a părut ca o culoare așa, ca albastră, da? Ca delfini. După aia am văzut că au și alb și negru aveau. Și galben aveau. Mamă, și eu... Din instinct zic, hai să bag camera sub apă să-i filmez. Și Melisa zice, nu mami, că sunt patru. Și se învârteau în jurul bărcii. Și noi am renunțat. Mai erau o pereche, o fată și un băiat. Și nu mai intrase în apă. Când au văzut rechinii, au fugit, au țâșnit din dată. Și noi după ei. Da, a fost o aventură așa. Super. Piele de găină. Mami cu tati vor să se distreze și ei. Deci, acum este rândul meu să stau cu copiii. Băieți, nu vă imaginați ce am găsit noi astăzi din ocean. De fapt, ei ne-au găsit pe noi și ne-au înconjurat din toate părțile. Toți care erau în apă au ieșit la mal. Iar noi ne-am speriat de moarte. Haideți să mergem acasă să ne liniștim puțin. Am tras o sperietură zdravă. Voi cum v-ați distrat aici? Mircea, ei au ascultat? Da, eu nu ți-am spălat geamurile, Matei m-a tras la final de picioare și era să rămânec și e totul bine. Super! Papucii mei,
care au ținut în orice situație, în orice locație. Uite, atunci când am aflat de rechin, am început atât de mult să rup pietrele de sub mine în apă, că am rupt și papucii. Ei, lasă, tate! Îți cumperi tu alții! Important că n-am pățit nimic! Matei, acum mergem la rechin să vedem și noi. Nu știu cum a scăpat Melissa cu țipătul, dar... Nu știu cum vom scăpa noi. Eu cu Matei. Hai să mergem mai adânc. Dacă vedeți un rechin, să ne ziceți! Mircea, dacă ne scufundăm... Cu capitanul Mircea nu este nicio problemă. Ai încredere în mine. Mircea, dar aici are găuri. Nicio problemă. E și mai interesant, vedem rechinii. Mircea, dacă vine o pisică de mare... Din cunoștințele mele, aici la mal nu vine nici o pisică de mare. Și n-ar putea să le facă nimic. Doar de să ne spargă barca și să ne scufundăm. Atâta tot. Ce mare plăvărăgeară. Of. Mircea, dacă ne scufundăm, aș fi mai rău.